Povestea motocicletei pe care vă prezentăm azi începe cu 3 ani în urmă, în 2019, atunci când Ducati a prezentat la expoziția internațională de la Milano un concept numit Desert X. Bun găsit, prieteni! Răspunsul publicului la vederea acelei motociclete a fost entuziasmant și motocicliștii din întreaga lume au spus da, asta este ce ar trebui să existe în gama Ducati. Și acest feedback a impulsionat producătorul din Italia să continue cu realizarea motocicletei de serie pornită din acel concept. Formele rămânând aceleași, dar motorizarea fiind alta, pentru că la prezentare, inițial Ducati a spus că motocicleta va fi echipată cu un motor de 1100 de centimetri cub. Și finalul, motocicleta prezentată cu câteva luni în urmă publicului, este una care are un motor de 937 de centimetri cub, adică același motor care echipează modelele Multistrada V2 și Monster, actualul Monster. Motor spectaculos, care produce o putere maximă de 110 cai la o turație de 9250 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 92 Nm la 6500 de rotații pe minut. Și arhitectura motorului este puțin schimbată față de cea pe care Ducati o pune de obicei. Este un 2 în V, sau mai bine zis un 2 în L, pentru că cilindrii sunt la 90 de grade, distribuție desmodromică, 4 supape pe cilindru și accelerație ride-by-wire. Azi ne-am împărțit cumva sarcinile. Eu am mers cu motocicleta pe asfalt, Răzvan, fiind la el acasă pe pista de off-road a Academiei TT Aur, a testat-o pe pista special pregătită. Și amândoi am fost impresionați și am căzut de acord că motocicleta reprezintă un pachet câștigător. Așa cum vorbeam mai devreme, ea probabil că nu este cea mai tare de la categoria din care face parte. Nu este cea mai agresivă, nu este cea mai ieftină, dar după părerea mea este cea mai frumoasă. Este și este, din punctul meu de vedere, suficient de agresivă, suficient de dotată, ba chiar supra-dotată, pentru că, așa cum spuneai, modurile de livrare a puterii sunt 6 la număr, așa că dacă nici cu modurile astea de livrare a puterii nu ne ajung, nu știu unde ajungem cu tehnologia. Sunt de fapt 4 moduri de livrare a puterii și 6 moduri de pilotaj, 2 dintre ele fiind o noutate. 2 moduri destinate folosinței pe teren accidentat. Ele sunt Enduro, la care puterea este limitată la 75 de cai, și Rally, pentru cei cu experiență multă, care pot folosi o motocicletă pe teren accidentat cu toți cei 110 cai. Și dacă spuneam că este cea mai frumoasă, poate și pentru că caroseria acestei motociclete amintește de modelele Enduro ale anilor 80 și în special a modelului Kajiba Elephant, pentru că în acea perioadă Ducati era proprietatea grupului Kajiba. Dar erau mai multe motociclete care aveau aceeași soluție cu 2 faruri. În orice caz, formele seamănă cu modelele anilor 80. Și întreaga arhitectura motocicletei este de fapt compusă din 3 blocuri. Este partea centrală a rezervorului comun cu măștile laterale, parbrizul care îmbracă foarte frumos acest far dublu și șaua. Este o construcție foarte simplă și foarte eficace. Au fost îndepărtate toate reperele inutile de pe motocicletă. Și s-a revenit la o soluție pe care Ducati a mai folosit-o odată, soluția clasică a motocicletelor de teren. Roată de 21 pe față, 18 pe spate. Și împreună cu aceste jante cu spițe lateral amplasate, care permit utilizarea unor cauciucuri fără cameră, echiparea este perfectă. Trebuie să recunosc că
în configurația actuală, motocicleta pe care am testat-o noi nu este cea standard. Ea este echipată cu câteva accesorii opționale pe care le-am pus pe motocicletă. În primul rând, o bară de protecție a motorului, foarte solidă, evident toate accesoriile fiind cele produse de Ducati. Un scut de motor, unul dintre cele două oferite de Ducati, o mică bară de protecție pentru pompa de apă aflată pe partea mea și niște protecții la mâini altfel decât cele originale. Dar în rest, motocicleta este așa cum o oferă producătorul, prețul în România acestui model fiind de 16.495 de euro. Un preț competitiv și poate că într-adevăr, ea nu este atât de agresivă ca unul dintre modelele concurente, cel produs de KTM 890 Adventure. Poate nu este la fel de comodă ca BMW-ul GS. Poate nu este atât de ieftină ca Yamaha TNR 700 în cele trei versiuni. Dar după părerea mea, ca pachet este cea mai ofertantă, fiind motocicleta cea mai echilibrată, cu masele cel mai bine repartizate, este la fel de ușor de pilotat ca Yamaha 700, ea fiind motocicletă de 950 de centimetri cubi. Este, după părerea mea, pe locul întâi la această categorie, datorită acestui sumum de calități. Nu excelează poate decât în frumusețe, dar în rest este o motocicletă echilibrată. Foarte ușor de mers, poziția în picioare, ghidon într-o poziție foarte bună. Ce m-a impresionat pe mine au fost, în primul rând, frânele, care două discuri de 320 de mm deja este cam obraznică. Mai există o singură variantă mai mare folosită în industrie pe motociclete sportive, apărută recent, de 330, dar în rest 320 și asistate de etrierul M50, cel mai performant până la apariția modelului Stilema, este o frână de motocicletă sportivă. Care este preluată foarte bine de furca de față, care mi s-a părut extrem de bună și de neobositoare. Chib inversată cu cursă foarte lungă, permite o cursă a roții de față de 230 de mm, în timp ce pe spate amortizorul, de asemenea chib, oferă roții de spate o cursă de 220 și astea toate în condițiile în care motocicleta are garda la sol de 250. Și nu în ultimul rând trebuie să menționăm masa motocicletei la gol de 202 kg, la plin 223, pentru că are un rezervor de 21 de litri și în plus Ducati s-a gândit la cei împătimiți pentru excursii foarte lungi și a produs ca opțional un rezervor suplimentar care se montează aici deasupra eșapamentului, fiind prins de sub cadru, un rezervor de 8 litri care se conectează cu rezervorul principal la un furtunaș și în acest fel motocicleta ajunge să aibă o autonomie de aproape 600 de kilometri. Nu știu cât sunt în stare să facă 600 de kilometri fără pauză pe bivolul ăsta de motocicletă. Da, nici n-ai avea cum să nu apreciezi manevrabilitatea motocicletei atâta timp cât motorul este fixat într-un cadru grindă cu zăbrele, clasic deja. Ca să Ducati păstreze tradiția. Da, clasic deja pentru Ducati. O basculă de aluminiu foarte interesantă și foarte apropiată ca și formă, să zic așa, ca o motocicletă de viteză extrem de stabilă și destul de mare pentru o motocicletă de rally. Care conferă exact acea rigiditate de care ai nevoie. Șasiul trebuie să fie rigid și în anumite locuri elastic. Exact, o frână pe spate foarte eficientă, un sistem foarte interesant la pedala de frână de la picior, o modificare a poziției, asta pentru a putea să folosești motocicleta și cu cizme de motocross și cu cizme normale de stradă și să ai un feeling, o cunoaștere mult mai bună a frânei de spate. Și o șea foarte bine gândită. Este adevărat că șeaua pe care am folosit-o azi este puțin mai scundă decât cea standard, dar și asta poate fi comandată și sunt entuziasmat pentru că este una dintre puținele motociclete mari
pe care am mers, pe care pot să o controlez și eu. Putem să o controlăm și noi, că avem aceeași problemă. Suntem și scunzi și cu picioare scurte. Iată că la 1,72 m poți să stai pe motocicletă fără probleme. Sigur, nu stai cu toată talpa jos, dar controlezi motocicleta fără probleme. Și șaua pasagerului este foarte comodă. Deci, șaua pilotului este gândită pentru pilot și este un pic mai tare, așa, și a sport, iar șaua pasagerului vine în întâmpinarea unuia care nu este chinuit în momentul în care stă la spate. Multe avantaje, multe plusuri la această motocicletă. Mie mi-a plăcut foarte mult din motocicleta asta parbrizul de față, nereglabil, neajustabil, nenimic, dar foarte, foarte eficient, mergând chiar și un pic în afara macadamului. Am avut impresia că nu mă lovește vântul în piept, că nu mută capul pe spate din cauza curentului, ceea ce mi se pare extraordinar. Și scund și înalt, cred că au aceeași impact cu vântul în momentul în care te deplasezi. Și bine ascuns în parbriz, bordul amplasat vertical, TFT, care îți oferă două configurații diferite pentru rally sau pentru stradă. Și nu se poate să nu amintim și restul dotărilor, restul sistemelor de protecție și control, pentru că avem ABS activ pe viraje, controlul frânei de motor, controlul plecărilor pe roată, controlul derapajelor, nu le-am spus numele în engleză, le-am spus numele pentru tot românul. Deci, cam tot ce îți poți dori pentru o motocicletă de aventură, chiar dacă ea este agresivă. Și culmea, așa cum arată motocicleta asta, pot fi instalate genți, pentru că Ducati, da, genți laterale, Ducati a prevăzut un sistem de prindere pentru genți din aluminiu și sunt convins că principalii producători de astfel de sisteme vor scoate pe piață în curând gențile potrivite, pentru că motocicleta e proaspăt ieșită pe piață. E venită în România de o săptămână și în același timp a fost livrată și în celelalte țări. Un pas mare în față pentru Ducati. Cred că acest model se va vinde nu neapărat în cursul acestui an, pentru că lumea n-a avut încă contact cu ea. Dar în momentul în care vor începe să testeze această motocicletă, probabil în cursul anului viitor, nu vor exista disponibile atâtea motociclete în România câte se vor vinde, chiar dacă Ducati n-a avut mari probleme cu stocurile, așa cum a avut toată lumea. Un model impresionant produs de Ducati și n-am spus-o la toate prezentările, pentru că nu e chiar așa tot timpul. Dar Ducati Desert X este o motocicletă de excepție. Până la povestea viitoare, împreună cu Răzvan, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă. Ne vedem la start!